Bine v-am regăsit, dragi telespectatori, sunt Cornelia Crevean, dacă suntem din nou la clinica ProVita și alături de mine se află domnul doctor Ivan Secrieru, înseamnă că subiectul pe care îl avem de discutat din nou aici nu s-a epuizat, înseamnă că mai avem multe subiecte de discutat aici la clinică. Care este subiectul pregătit astăzi, domnule doctor? Bună ziua! Vă mulțumesc că ați venit la noi din nou și ne bucurăm să fiți la noi acasă. Mai întâi vreau să vă mulțumesc din numele meu și întregul colectiv la Centrul de Sănătate Nutriție ProVita despre acest fapt. Care sunt scopurile acestor emisiuni? De ce noi ne-am angajat să facem aceste emisiuni? Este cu scopul de a ajuta pe oameni sau să-i punem la curent cu cele mai noi tehnici, cele mai noi tehnologii care astăzi sunt în piață, în toată lumea, da? Ca să ajutăm pentru bunătățirea sănătății, pentru tratarea afecțiunii pe care le au și în felul acesta să avem cu toți o sănătate bună și să ne bucurăm de viață. Bun, hai să vedem un pic pe scurt afecțiunile cu care dumneavoastră vă confruntați aici în clinică, de fapt atât dumneavoastră cât și colegii medici care lucrează aici. Da, vreau să vă spun că noi aplicăm în cadrul centrului nostru un complex. Pacientul când vine, mai întâi de toate, îi facem o diagnosticare. În emisiunile precedente v-am prezentat aparatura, tot cum se face, da? După ce am făcut diagnosticarea, trebuie să stabilim un tratament. Tratamentele care noi le aplicăm sunt tratamente naturiste. În acest tratament complex, un mare rol are hidratarea, despre care o să vorbim și o să vă arătăm ce aparate speciale sunt pentru ca să îndrăbințăm o apă sănătoasă. După aceea, recomandăm tratamentele cu suplimentele, care am spus sunt suplimente din Canada. De ce folosim aceste suplimente din Canada? Eu întotdeauna am fost îngrijorat, după cum știm, piața noastră este abundantă de falsități. Așa un lucru este. Care pentru mine mi-a plăcut ce? Când vine vaporul din Canada, din depozit de la fabrică, ajunge la noi în depozit. Din depozit curierul ajunge la pacient acasă. Nu este o intermediere pe parcurs unde poate să făcut niște falsități. În plus de aceea, unii pacienți mai spun, poate sunt mai scumpe suplimentele noastre. Dar eu le recomand, înainte de a cumpăra un produs, un supliment, da, să se uite pe etichetă, care este concentrația produsului. Știți, mulți se bucură, am cumpărat Q10. Dar da, dacă Q10 are 10 mg, n-are mai cel puțin 60 mg, mai bine îmi bea o picătură de apă, că efectul tot același. Așa este. Să știți că am făcut multe emisiuni cu mulți pacienți care foloseau tratamentele naturiste și au început să se îngrijoreze de diluțiile pe care le fac unele firme de tratamente naturiste în momentul de față, pentru că dacă erau unii dintre cei mai buni pe piață, acum după ce au ajuns să fie cei mai buni, au început să scadă calitatea. Și lucrul acesta pacientul îl vede și în piață se vorbește despre lucrul acesta. Știți, eu am pacienți care au început să folosească produse similare de la alt companii. După lună, 20, nu, sunt mai scumpi, dar vin să le audici, fiindcă sunt mai eficiente. Un lucru trebuie să fie clar, suplimentele astăzi sunt ca medicamente. Și atunci, ca să ai un efect de la tratament, trebuie cel mai bine ca să fii recomandat de un medic specialist. Și atunci nu aruncăm bani în vânt. Medicul specialist, după ce evaluează, îi vede problema care este cauza, îi recomandă un tratament complex și atunci și rezultatele sunt vizibile. Bun. Îmi spuneați că astăzi voi cunoaște noi pacienți, îmi spuneați că astăzi îmi arătați ceva despre testul hidratării și cunoaștem un nou coleg și un nou tip de drenaj limfatic. Da, astăzi veți avea posibilitatea să vedeți că mai avem încă niște aparate de ultimă generație pentru diagnosticare și tratament. Veți face cunoștință cu terapeutul nostru din nou care face masajul de detoxire limfatică, masajul complexe, presopunctură, acupunctură, toate aceste lucruri. După aceea avem posibilitatea să vorbim cu niște pacienți speciali care de mulți ani se tratează la noi și sunt într-adevăr fericiți. Veți avea această foarte posibilitate. Bine. Deci în emisiunea de astăzi vin cu noi mărturii în fața telespectatorilor noștri despre ceea ce se întâmplă aici în clinică, despre tratamentele care se aplică aici cu succes pentru diverse afecțiuni. Să intrăm, vreau să vă mai arăt încă o dată ceva.
Este cartea domnului doctor pe care o găsiți în librăriile din Brașov sau pe internet. Cartea domnului doctor care este lângă mine, Ivan Secrieru, Sănătatea noastră înainte de toate. O carte ieșită la editura Libris, o carte cu cele mai noi direcții în terapiile alternative. Și am găsit aici leacuri de pe vremea bunicii, uitate leacuri, dar care fac tare bine și în zilele noastre, pentru că dacă leacurile pe vremea bunicii erau într-un fel anume, mulți spun, în zilele noastre nu mai sunt valabile. Ba da, pentru că organismul nostru este același, nu? Da. Și am vrut numai să adaug un lucru, da, în privința cu recomandarea tratamentului. Să luăm un produs, bioflavonoid scrutin, da, care se recomandă pentru curățarea baselor, se recomandă pentru îmbunătățirea circulației. La pacienți hemoroizi, timp de 4 zile, ei folosesc 200 de capsule. În 4 zile, 200. Pentru alte afecțiuni, câte 3 capsule pe zi. De aceea se zice că e mai bine întâi să consulți un specialist, să-ți recomandă tratamentul pentru afecțiunea dată și atunci rezultatele vor fi. De aceea vă așteptăm cu drag. Vreau să spun că la noi vin foarte mulți pacienți, din pacient în pacient, după aceea sunt firme cu angajații săi care vin, fac contract cu noi, noi avem, îi evaluăm, îi ținem la curent, recomandăm alimentație, hidratare, tratamentele facem și atunci au de câștigat și angajații și angajatorii, fiindcă nu merg pe foaie de boală și muncesc toți și se bucură de viață. Asta e cel mai frumos. De aceea vă așteptăm. Domnul doctor, eu cu dumneavoastră aș sta aici 7 ore. Eu zic să mă duceți către colegul dumneavoastră, cum a spus că se numește? Domnul doctor Bungău. Așa, și acolo vedem un nou tip de diagnosticare, da? Da. Să urcăm la domnul doctor în cabinet și să vedem ce ne povestește. Așa, să vedem cabinetul. Ne primiți? Sigur. Bine v-am găsit, domnule doctor. Bine, domnul doctor Daniel Bungău este aici în clinică cu o parte de diagnosticare. Domnule doctor, ce diagnosticați dumneavoastră aici? Este vorba de o explorare funcțională, o evaluare globală a stării de sănătate a pacientului din punct de vedere funcțional. Adică ne dă detalii despre modul de funcționare al organelor, sistemelor, corpului și totodată ne permite să practicăm o medicină preventivă în sensul că putem depista modificări funcționale încă din primele stadii ale bolii, până când se instalează boala cronică, putem interveni. Dar când ar veni un pacient la dumneavoastră, dacă înțeleg că faceți mai mult prevenție aici? Prevenția am pus-o pe primul plan, știți? Așa. Pentru că mi se pare foarte importantă, dar ne adresăm și pacienților cronici cu boli deja instituite pe care putem să-i urmărim în evoluție, știți? Deci, în timpul tratamentului alopat și a terapiilor naturale pe care le practicăm, noi putem să evaluăm starea lor, evoluția lor în timpul tratamentului în mod obiectiv, cu ajutorul electrosomatogramei. Așa se numește sistemul cu care dumneavoastră exact, lucrați aici, exact. Cu care veți testa pacienta exact. De astăzi. Bun. Hai să vedem un pic cum se folosește ceea ce aveți aici. Sigur că da. Metoda de diagnosticare este simplă și nedureroasă, nu? Exact. Este complet neinvazivă, ușor, nedureroasă. Să nu vă grăbiți, domnișoara asistentă, ca să putem surprinde absolut toate detaliile. Deci nu vă grăbiți, vă rog. Deci ce se vede acolo? Se pun un fel de doi electrozi pe frunte. Special, sigur, la nivelul frunții. Mâinile sunt așezate pe de un asemenea, fel de oglinzi, da? Exact. Din metal. Așa. Sunt tot electrozi. Da. Și tălpile, picioarele pacientului. Și picioarele pacientului intră în contact cu ceva anume, cu tot, da? Tot cu doi electrozi. Deci avem tot, trei perechi de electrozi. Așa. Aparatul emite un curent de slabă intensitate. Da. Cu o anumită frecvență specială.
sub pragul de sensibilitate al corpului, deci practic pacientul nu simte absolut nimic în timpul investigației. Deci este total neinvaziv, dureros, nesperios, pentru că dacă ne ducem la doctor și intrăm în tomograf, în RMN, toată lumea știe ce senzații se trăiesc, așa este. Chiar vorbeam cu cineva despre un tânăr care are o dizabilitate și a trebuit să facă multe ședințe de psihologie ca să poată să facă un RMN și tot n-a reușit să-l facă. Deci pentru astfel de pacienți situația în România este destul de dramatică. Da. Dar uite, sunt aceste aparate pe care acum le prezentăm în emisiune și care pot da la fel de bine un diagnostic, da? Pot fi eficiente. Absolut. O să vă dau mici detalii. Deci acest tip de diagnostic este un tip de diagnostic funcțional. Adică el permite să aflăm cum funcționăm la nivelul diferitelor organe ale corpului. Ceea ce vine în completarea, foarte bine în completarea investigațiilor imagistice de care ați pomenit, și anume ecografie, RMN, computer tomograf, să spunem, care ne dau detalii despre structura organului, anatomia lui și despre eventualele leziuni structurale, dar nu dă detalii despre cum funcționează acel organ, știți? El poate arăta bine pe o investigație anume, dar organul respectiv să nu funcționeze în parametri optimi. Sau un pacient care se simte bine poate veni preventiv, dar altul care are toate analizele bune și de laborator și imagistice, dar starea generală este alterată un pic, știți? Da. Și atunci noi completăm tipul imagistic cu tipul funcțional. Aici vedem cum funcționăm, nu vedem structura. Am înțeles. Hai să vedem cum funcționează pacienta dumneavoastră, pentru că aveți aici, explicați-ne, pe calculator. Sigur. Este aveți ceva, program. Un program interesant care vă arată, din punct de vedere medical, cred că ăsta este viitorul în medicină, nu? Exact. Parametrii introduși într-un soft și dacă nu ne încadrăm în parametrii respectivi, înseamnă că avem probleme de sănătate. Evident, el va evidenția acești parametri funcționali de la nivelul țesutului organelor, o să vedeți imediat. Acum va trebui să introducem datele pacientului. Așa, numele doamnei, da. Să zicem că așa, data nașterii, ar trebui să ne spui. 81. Deci fișa va rămâne, practic, sigur, aici în computer și o veți găsi electronică de fiecare dată după toate datele, da? Absolut. Deci nu se mai lucrează cu hârtii, hârtiuțe, trimiteri. Este util, știți? Da, da, așa este. Așa este, nu mai tăiem pădurile, e bine. Înălțimea, Cati. 1,70. Da. Grupa sanguină, dacă o știu. 0. Da, RH. Pozitiv, cum are toată lumea. Ok. Greutate, te rog. 68. Da. Tensiunea care am măsurat-o... 11. Da. 8. Cu 7. 4. Bine. Noi am luat tensiunea ei da, în prealabil, am așa. Am măsurat înălțimea. Aici noi putem introduce simptomele pacientului și totodată terapia cronică, alopată și naturală pe care pacientul o are. Vedeți, pe toate aparatele și sistemele putem lucra. Așa. Dar, practic, ce organe investigați în momentul de față? Noi investigăm global. Deci de toate? Sănătate. Toate. Nu avem opțiunea de a... Aparatul așa este construit, încât investigează automat toate aparatele și sistemele corpului. Bun. Și atunci oferă o oglindă asupra stării generale de sănătate. Ce este un avantaj? Scurtând și timp și bani, investigând pacientul pe diferite segmente clasice. Și după ce observați, ce se întâmplă la nivel de organe? Dacă... Să zicem că e o problemă de bilă, că este o problemă de ficat, de inimă. Ce faceți? Haideți să propun să desfășurăm, să parcurgem investigația și să mergem direct pe imagine, dacă vreți. Haideți să vedem cum se face mai departe. În cazul nostru, pacienta este aparent sănătoasă, da? Așa, avem aici pe monitor, exact. Da? Și atunci, Cati, mâinile lipite pe electrozi, tălpile la fel.
Bun. A, văd că și pacientul vede pe monitor exact ceea ce vedeți și dumneavoastră. Se face scanarea. Se face scanarea pacientei, se face scanarea organelor, da? Da. Deci aici observăm diferite etape ale măsurătorii. Aparatul face combinații între diversi electrozi, în jur aproximativ 22 de combinații diferite, care în final parcurg organismul în totalitate, cuprinzând absolut toate organele. Câte minute durează o astfel de investigare? Aproximativ 3 minute. A, deci nu durează minute întregi, cam în 3 minute pacientul știe ce are, nu? Da, deci este o investigație rapidă din acest punct de vedere, sigură, nedureroasă, cum am spus, și care oferă o imagine de ansamblu asupra stării de sănătate, din punct de vedere funcțional, în momentul acesta al investigației. Da. Ce reprezintă acele culori pe care le vedem în diagnosticarea de acum? O să vedeți când se va încheia procesul da, de diagnosticare, da? O să vedem un model 3D pe care avem diferite culori. Fiecare culoare are anumită semnificație la nivelul organelor corpului, însemnând fie procese inflamatorii acute, fie cronice, fie risc de degenerare și așa mai departe. O să vă arăt imediat. Deci investigația practic s-a încheiat. Poți să iei mâinile de pe electrozi, da? Și atunci observați aici în imagine un model tridimensional cu proiecția organelor corpului. Așa. Pe care apar diverse imagini și culori. Ce este pe gri reprezintă o stare fiziologică normală de funcționare. Ce apare colorat, vedeți aici avem o scală cu riscuri. Și care la fiecare organ are o anumită semnificație. Vedeți că în cazul de față, la nivelul aparatului urinar, avem mici modificări inflamatorii, spre exemplu la nivelul stomacului și ușor la nivel hepatic, iar sus, la nivelul capului și al gâtului, observăm mici modificări pe care o să vi le arăt imediat. De exemplu, la nivelul coloanei, un debut de spondiloză, da? De artroză, datorită poziției poate vicioase de la miros. Pirou, da. Dar știți ce vă propun? Eu o să iau un alt pacient, cum să vă spun, aleator. Așa, mai arătați-ne, da? Da? Ce mai aveți dumneavoastră în calculator acolo. Așa. Un alt pacient care a trecut pe la dumneavoastră, care are deja fișă la dumneavoastră și ne spune și cum a fost tratat, știți? Da, sigur. E foarte bine de știut și interesant de văzut. Sigur. Uite, aici deja ne puteți arăta că ați diagnosticat ceva mai, probleme mai serioase. Da. Aici aș vrea să vă exemplific. Deci, la nivelul sistemului nervos, vedeți, la nivelul emisferelor cerebrale, constatăm o creștere a presiunii intracraniene la nivelul lobului frontal drept. Aici e risc de accident vascular? Corect. Ați intuit perfect. Deci acest risc de accident vascular, dacă îl abordăm precoce, prin schimbarea stilului de viață al pacientului, de exemplu, și prin... În primul rând, cred că avea tensiune, nu? Exact. Trebuia rezolvată problema aceasta. Sigur că da, ele pe sistemul neurovegetativ merg mână în mână. Și creșterea tensională sistemică și la nivelul, cum vedem, sistemului nervos central, ceea ce prezintă un risc major de fenomene vasculare și el ne și spune aparatul, vedeți, creșterea presiunii intracraniene cu posibilitate și de migrenă și de insomnie. Așa. Și atunci vom putea lua soluțiile necesare
pentru a preveni evenimente neplăcute de acest tip. Mai avem aici ceva modificări tot la nivel de... La nivelul ficatului, spre exemplu. Așa. Unde observăm o inflamație cronică și care trebuie investigată ulterior, eventual și imagistic, prin ecografie și de asemenea și prin evaluarea dietei, alimentației acestui pacient, pentru că sunt anumite alimente, vedeți, el oferă o dietă personalizată. Așa. Pentru fiecare pacient în parte, astfel încât scăzând sau eliminând anumite alimente, putem obține o ameliorare și din acest punct de vedere. Da, o ameliorare a stării de sănătate. A stării de sănătate, sigur. Și în cazul nostru, o funcționare mai normală a ficatului. Deci ne ajută această investigație și în elaborarea unei diete personalizate. Bun, am înțeles. Să mergem mai departe la pacient, da. La imaginea 3D și vedem și în zona prostatei. Prostatei, da. Deci, exact. Eu mă fac medic, să știți. Foarte bine. Așa. Și pacienții din ziua de azi au cunoștințe medicale. Da, trebuie să ai cunoștințe medicale, este adevărat. Ați observat foarte bine. Deci este o inflamație cronică a prostatei. Deci aici... Chiar dacă, vedeți, noi avem și niște parametri, minus 21, aparatul având interval de valori normale, să spunem, la nivel tisular, între minus 20 plus 20, minus 21 fiind undeva la limita acestui interval, deci nu este o afecțiune gravă, ea poate fi evaluată în timp. Uh-huh. Această metodă având calitatea de a fi perfect reproductibilă, adică noi, la un moment dat, oricâte investigații am face, vom obține același rezultat. Știți? Și asta ne permite ca în timp să evaluăm obiectiv ameliorarea stării de sănătate a unui organ prin această evidențiere a parametrilor fiziologici, care sub tratament, în mod normal, trebuie să se amelioreze. Deci ce e foarte important, că aici pacientul poate veni la o investigație înainte să înceapă să-l doară. Pentru că acest tip de diagnosticare îți arată de dinainte că ar putea să înceapă o problemă în zona respectivă. Cum am văzut, e pe culori, la culoarea galbenă deja lucrurile nu s-au declanșat, pot fi îndreptate, pot fi ameliorate. Așa este. Dacă deci, ajungem deja pe culoarea roșie, acolo este o problemă. Acolo riscul lezional și structural este foarte mare. Deci noi tindem să nu ajungem în acele stadii avansate. Preferăm să diagnosticăm pacientul cât mai devreme, în stadii cât mai incipiente, în stadii funcționale încă, și atunci prevenim foarte multe afecțiuni și cardiovasculare și de altă natură, metabolice, diabetul zaharat, de exemplu. Sunt foarte multe cazuri care pe stres prezintă modificări ale secreției de adrenalină, insulină. Așa. Insulină. Aici, de exemplu, vedeți în acest cadran, oferă și valorile interstițiale ale anumitor hormoni. Deci eu înțeleg că aparatul acesta de diagnosticare face extrem de multe lucruri. Așa este. Diagnostichează foarte multe lucruri preventiv. Este util pentru orice medic, din orice specialitate. Deci pentru medicul de familie, pentru medicul neurolog, cardiolog, internist și așa mai departe. Oncolog. Deci el poate... Deci este ceva ce ai putea avea în cabinet ca să te ocupi cum trebuie de pacienți. Așa este și mai ales că investigația observată nu durează foarte mult, este neinvazivă și oferă o multitudine de date pe care medicul le poate interpreta în contextul bolii unui pacient, în evoluția tratamentului acestuia, poate obiectiva ameliorarea parametrilor funcționali și așa mai departe. Deci, vedeți, de exemplu, oferă riscul, aici este un risc aterogenetic crescut, da? Deci poate dezvolta ateroscleroza în timp și atunci iar aici trebuie intervenit la nivelul ionogramei, să spunem, al... Bun, deci ca să încheiem, domnule doctor, este un aparat revoluționar care îți arată din timp, da? Exact, la da. Ce situații neplăcute poate fi expus organismul tău. Sigur. E foarte important ca pacienții să vină la astfel de investigații preventiv, pentru că în momentul în care faci prevenție nu ajungi să tratezi boli foarte grave, în care investești
atât sentimente negative, panică, medicamente, bani și așa mai departe. Este corect și orice afecțiune cu cât e mai avansată, cu atâta se tratează mai dificil, mai greu, recuperarea e mai grea. Prevenția asta este o opțiune pentru toți medicii din toate specialitățile și orice medic și-ar dori să abordeze un pacient în stadiile inițiale ale bolii, știți? Așa este. Nu în fazele foarte avansate. Dar aici se pot prezenta pacienți și în faze de boli constituite pentru urmărire terapeutică. Așa este. Am înțeles lucrul acesta. Vă mulțumesc foarte mult pentru că trebuie să mă duc către masajul care se ocupă de drenajul limfatic. Este și el foarte important. Absolut. Mulțumesc mult de tot că ne-ați primit în cabinetul dumneavoastră și noi mergem mai departe. L-am găsit pe domnul Terpea Ioan în cabinet, acolo unde l-am găsit și data trecută. Ne-a prezentat tipuri de gimnastică care se face aici în centru. Bine v-am regăsit, domnule terapeut Terpea Ioan. La cabinetul meu de masaj. Da, deci data trecută, pe scurt, ne-ați prezentat aparatele acelea de gimnastică mecanizată pentru pacienți care poate au diverse afecțiuni, poate sunt imobilizați la pat, poate au diverse pareze și care nu pot face gimnastică cu membrele proprii, sunt aici aparate este o care... Este gimnastică care ajută foarte mult organismul și ea este o formă de tonifiere și remodelare a corpului. Și ajută totodată și, ajută, și în afecțiunile ajută de care și în vorbeam. Afecțiuni. Gimnastica mecanizată, motorizată se adresează tuturor oamenilor care nu au posibilitate să facă mișcare, sunt sedentari, nu pot să meargă la o sală de sport și atunci este recomandată gimnastica mecanizată. Astăzi ne arătați altceva ce faceți aici în cadrul centrului. Este vorba de drenajul limfatic. Da, auzim de foarte multe ori că în zona limfatică, zona ganglionilor, acolo se adună cele mai multe toxine. Exact. Da? Dacă ele stau acolo, aceste toxine, și stagnează, organismului nu este bine. Da? Ne putem trezi uneori cu ganglioni inflamați, măriți și nu știm de ce. Picioare pentru umflate. Da, ganglionii sunt un fel de burete în organism care absorb infecția din organism, exact. Da? Exact. Hai să vedem acest drenaj limfatic care ajută la eliminarea toxinelor din organism. Cum se face, când se face și de ce? Exact. Am să vă povestesc în câteva cuvinte în ce constă masajul pentru drenajul limfatic. Este un masaj terapeutic sau medical și este extraordinar de benefic corpului nostru, pentru că limfa este un lichid interstițial incolor care are rolul de a produce globule albe și a le transporta în corp unde e nevoie de ele să lupte cu microbi, bacterii. Da, și cu ce e mai rău din organismul nostru. Și atunci ea totodată duce și spre evacuare toxinele care sunt află în corpul nostru. Și o limfă îngroșată afectează circulația sanguină. Putem numi limfa circulația albă. Ea nu are motor, este purtată odată cu sângele, dar are circuitul ei separat. Hai să vedem cum se face. Așa, am să vă demonstrez. Întotdeauna se începe de la extremități. Limfa deci e foarte are important. Un singur sens de circulație, sensul venos. De la extremitate spre centru. Uh-huh. Și atunci se efectuează presiuni asupra stratului conjunctiv, asupra pielii, asupra mușchilor, 3-4 secunde se ține presat, cu o presiune medie, după care se dă drumul. Și se efectuează alte manevre de dispersie ca să punem în mișcare limfa. Și atunci, punând în mișcare limfa, se activează circulația sanguină și aduce și o stare benefică organismului, pentru că ea trebuie să ducă și duce spre evacuare, în special apa care rămâne în spațiile intercelulare
și aia este o apă plină de toxine. Da, și da, 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 trebuie da, da, și de trebuie acolo, și aceasta eliminată. Se activează și se scoate cu ajutorul limfei. Sunt o serie de manevre pe care așa, le de mișcări pe care le cam câte minute faceți drenaj limfatic? O ședință pentru drenajul limfatic durează în jur de 15-20 de minute. Îmbrăcat este pacientul, da? Exact. Dar de la picioare cum treceți mai departe? Mergem, deci, avem ganglion peste tot. Așa, deci în zona articulațiilor, glezne, genunchi, zona inghinală, așa, zona mușchiului diafragm, uh-huh, zona gâtului, zona axilelor, așa avem este, cei mai mulți ganglioni limfatici. Așa în este, corpul nostru sunt peste 300 de ganglioni limfatici. Limfa ajunge doar până aici. Singurul loc, un corp unde nu există limfă și nu ajunge niciodată, este creierul. Și se execută presiuni pentru a debloca ganglionii limfatici. Mm-hmm. Cei mai mulți pe care avem în zona mușchiului diafragm, pe urmă venim aici, în zona subclaviculară și activăm și aici limfa. Cum se simt pacienții după o astfel de ședință? Deci se simt extraordinar și chiar aș dori să vă prezint, să nu ziceți că eu am scris, pentru că eu am o carte de vizită aici. Aveți, da? Da. Aveți un caiet cu nu, impresiile? Nu, vă rog frumos să citiți dumneavoastră, ca să nu... Aveți aici la mulți ani cu multă sănătate de la mine, un gând bun de la Dumnezeu, binecuvântări și sănătate. Vă doresc să rămâneți același om dedicat și sufletist ce vine în ajutorul celor încercați de suferință. Mă bucur că v-am cunoscut, să aveți o viață frumoasă și împlinită. Asta înseamnă că ați făcut cuiva mult bine. Da, deci a fost o doamnă care a venit și a făcut 10 ședințe de drenaj limfatic și după ce a terminat, mi-a dat această felicitare. S-a simțit foarte bine cu dumneavoastră, da, i-ați făcut foarte mult bine. Vă mulțumesc că ne-ați primit și astăzi. Trebuie să mergem mai departe. Ați terminat? Cu mai vreți plăcere să spuneți ceva? Da, după ce s-a terminat partea, da, de față, da, se întoarce pacientul. Așa, deci pe și pe față și pe dos. Sigur că da. Și se lucrează pe spate, la fel, aceleași proceduri. Deci se fac procedurile, nu scapă pacientul nedrenat de aici, de la dumneavoastră. Exact. Mai avem alte terapii. Uitându-mă la mâinile dumneavoastră, aveți niște mâini puternice, deci da, sunt mâinile unui om care te masează, da, nu glumă. Mergem mai departe pentru că domnul doctor Secrieru mă așteaptă. Mă așteaptă. Mulțumesc, de frumos. Ce? Vrea să-mi facă nu știu ce demonstrație de hidratare și totodată mai stăm de vorbă cu niște pacienți cărora li s-a făcut și foarte mult bine aici în clinică. Foarte important, după drenajul limfatic, oamenii trebuie să consume apă. Așa este. Pentru că apa este cea care curăță transportă și transportă totul afară din organism. Exact. Apă, întotdeauna apă. Apa, un element esențial vieții, pentru că noi suntem 80% apă până la urmă, da? Da, vreau să spun 50% de sănătatea noastră este depinde de apa care o bem, 50% din eficiența tratamentului este ce apă folosim. Ce vreți să ne demonstrați la apa de astăzi? Avem aici un aparat special care face o apă specială. Vă rog. Și cu o emisiune următoare o să vorbim mai detaliat despre această apă minune și să știți că pacienții... Dar ce are apa aceasta? Ia stați o... Este o apă... A, vreți pentru pacienta acest pahar? Nu. Este o apă antioxidantă, restructurată, energizantă. Dacă pui un cui în această apă, bună, nu ruginește. Dacă bei această apă, nu ruginesc. Nu îmbătrânești. După aceea, putem să bem apă, dar să nu ne hidratăm. Deci am vrut să vă fac dumneavoastră acum un test la aparatul nostru, da? Care ne arată care este hidratarea la momentul de față. Așa. Și după aceea, după 3 luni zile când folosim această apă, vedem cum se îmbunătățește starea noastră de sănătate. Fiindcă, știți cum se spune, da? Putem să avem cel mai bun detergent. Dacă nu avem apă, nu putem spăla vasele.
tot așa, putem să folosim cele mai bune alimente, cele mai bune medicamente, dacă nu avem apa bună ca să pătrundă în celulele noastre, rezultatele sunt cum sunt, cum vedem astăzi. De aceea vă invit să vedem, să facem testul. Aici am băut eu, vă aduceți alt pahar, că eu între timp stau de vorbă cu doamna. Bună cu doamna, ziua! Puțin stați de vorbă. Ce faceți? Bine. Aveți un test de hidratare aici? Da. 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 Îl face domnul doctor? Da. Ați mai făcut așa ceva până acum? Da. Vă știți băutoare de apă? Nu chiar cât așa cum ar trebui, dar cu ajutorul domnului doctor decidând să mă ajută să fac un echilibru. Să vă echilibrați. Câți litri de apă trebuie să beți într-o zi? În jur de 2 litri. La înălțimea dumneavoastră, da? Bun, eu am să mă așez aici, aveți tot dosarul doamnei, văd. Avem de toate și două în plus. Așa, ia. O rugăm pe doamna să se scoale. Da. Când vă spun eu, o să vă suiți acolo pe aparat, asta durează un minut, nu mai mult, chiar mai puțin. Deci test de hidratare care ne spune dacă bem apă sau nu, așa ceva, eu nu am mai văzut niciodată, sincer. Suiți, vă rog. Suiți, vă rog, și să vedeți într-un timp cum câți parametri primim noi pentru în ce privește sănătatea. Ia să văd aici pe calculator. Acum o să vedem tot. Okay, deci doamna s-a suit sus acolo. Mulțumesc. S-a făcut, am salvat. Și haideți să vă arătăm o chestie. Arătați-mi. Hidratare 47,6. Cât trebuie să fie? 100%? Nu, trebuie să fie cam în jur de 60. Așa. Luăm un mediu. Mai avem o îmbunătățire. După aceea vedem, greutatea ne arată că are. Și uitați-vă aici, ne arată risc pentru sănătate, cum este corporală. Valorile corporale sunt bune, dar riscul de sănătate, compoziția corporală este pe galben. Ne avertizează, trebuie să luăm niște măsuri. Măsuri plus, de ce? Că nu bea apă? Măsurile în privința că nu numai apă aici, ai mers dezintoxicarea, hidratarea, trebuie să mai facem deparazitare, avem un complex de făcut, da? Cu alimentația poate mai se schimbat. După ce uitați, vă ne arată vârsta pacientului 49, vârsta metabolică 43. Foarte bine. Da. Fiindcă deci pacienta mai face tratamente, nu e prima dată, dar vin, vă rog, știți, vin de 20 ceva de ani și când arată are 40 ceva de ani. Ca vârstă metabolică. Mult. Da. Cam asta a fost. Și de ce facem la pacienții noștri? V-am arătat apa aceea specială, așa. Da? Așa. Și atunci, după 3 luni, dacă pacienții noștri beau această apă după recomandare, în dependență de starea sănătății, da? După 3 luni când facem testul din nou, vedem cum se îmbunătățește starea sănătății și hidratare și tot. Hidratare este, cum am spus, 50% din sănătatea noastră. Așa este. De aceea încurajăm pe pacienți să fie atenți ce apă beau. Cum a spus și Hrei Coandă, spune-mi unde ești, ce apă bei și o să spun cât ai străiești. Așa este, să știți. Și aici ne arată clar care este sănătatea noastră, ce vârstă avem metabolică, cum funcționează. În funcție de câtă apă bem, deci mare atenție. Și ce fel de apă bem, și cel mai important. Apă, poți apă să bem, bem apă, da. Să nu ne hidratăm. Eu am pățit-o eu. Cu mulți ani urmă făceam un curs de nutriție, mi-a făcut este o hidratare, zice, deci nu vă hidratați. Hai, doamnă, eu beau apă. Pe urmă, când am studiat lucrurile, am văzut, poți să bei apă să nu te hidratezi. Apa trebuie să fie o apă care organismul asimilează. Dar spuneți-mi, e mai bine să bem mai multă apă decât mai multă mâncare? Doamne, aici trebuie să-mi echilibrați în toate. Sunt pacienți care au probleme cardiace cu tensiunea, da? Nu e recomandat să bei multă apă. Sunt pacienți cu probleme la rinichi, trebuie să fie aici atent cât îi dai, fiindcă supraîncarci sistemul cardiovascular. Faci aparatul daune. Acesta spune exact câți litri de apă poți să bei într-o zi în funcție de afecțiunile funcție pe care le ai. Această investigație. Cum să o bei, când să o bei, la ce temperatură și după aceea, după aceea nu se vede clar schimbările. De aceea noi invităm pacienții noștri să facă aceste teste. Le-am introdus acum, costă 40 de lei. Da? 40 de lei. Un test. Nu mai avem voie cunoști să spunem tot? Bine. Am spus. Sume. Și atunci, după 3 luni zile, după ce folosesc această apă, da? Și alimentația, schimbăm procedurile, da? Vede cum se îmbunătățește clar lucrurile. Cu sănătatea, cu hidratarea, cu greutatea. Am înțeles. Bun. Ne uităm aici care este starea noastră de sănătate dacă venim la un astfel de control și mergem mai departe să stăm de vorbă cu alți pacienți pe care dumneavoastră i-ați tratat. Da, invităm acum pacienții ca să vedem.
Domnul de lângă mine se numește Morărașul Toader. I se spune Zmeul. Zmeul pentru că a trecut pe lângă moarte. Bine ați venit alături de mine, domnule Morărașu. Da. Mulțumesc că ați acceptat să vorbiți în emisiunea de astăzi. Mulțumesc și eu. Domnule Morărașu Toader, am aici un dosar medical de al dumneavoastră în care scrie clar că în 2012 ați fost diagnosticat cu ciroză hepatică. Pe lângă ciroză hepatică ați avut și ascit. Am înțeles că vi s-a extras lichidul din abdomen de vreo 3 ori, da. Cam 8-9 litri de lichid de fiecare dată. V-ați dus la Milan, o să vă faceți transplant de ficat și vi s-a spus că nu e cazul să vi se facă acest transplant pentru că în 3 luni de zile nu mai sunteți, da? E adevărat. Asta v-au spus medicii în față? Da, da. Și eram prea slăbit și nu mai se putea face nimic. Atât de bolnavi erați. Da. Și totuși, din 2012, suntem în anul 2019, ați supraviețuit și sunteți foarte bine. Da, am fost internat la Spitalul Fundeni, la doamna doctor Liana Gheorghe, doctor confidențiar, și am făcut toate analizele, tot, și a spus, a chemat și pe soție și a zis, zice, domnule, dacă nu găsești pe cineva să faci transplant de ficat, în 2-3 luni de zile mori. Situația s-a agravat puternic, că am venit din cu mașina, am adus soția, abia am ajuns acasă, nu mai puteam să mănânc, nu mai puteam să merg. Eram disperat și printr-un miracol am auzit de domnul doctor de la Brașov, mi-a dat telefon cineva. Domnul de doctor de aici, care e cu nasul în hârtii, da? Da. Domnul doctor și, secrierul. Da, ne-a dat telefon din Sălaj, din județul Sălaj, o persoană care ne cunoștea, mă cunoștea și pe mine, și a spus să mergem la Brașov la domnul doctor secrierul Ivan, că lucrează pe bază de naturiste. M-au adus aici și da, am spus că nu puteam crezut să mai... la început că... Nu am crezut deloc, pentru că eram într-o situație deplorabilă. Eram într-o situație și nu mai puteam nici să vorbesc și am vrut să vorbesc cu domnul doctor. Am început să plâng și am spus că nu mai cheltui banii, că am copii mici, că m-am recăsătorit a doua oară și aveam minori și cu banii ăștia trebuia la copii. Și domnul doctor m-a băgat la apărat și a spus... Dumnezeu te iubește, mi-a spus. Și nu a avut niciodată, nicio îndoială a avut. A spus, zice, eu te fac bine, eu te fac bine, dar cu condiția tu să asculți ceea ce spun eu. Și mulțumesc, datorită lui, sunt acum... Păi și ce v-a făcut? V-a pus să nu mâncați, da? V-a pus pe dieta zero? 21 de zile nu am mâncat medicamente. Chiar dacă erați atât de slăbit, nu mai puteați vorbi. În pofida faptului că făceam... nu mâncam, din ce în ce prindeam energie. Am început să merg, prima dată m-am împiedicat de covoare din casă, copiii m-au ridicat imediat și după aia am continuat ca să... Deci erați ca un copil mic. Și a început din în pofida faptului că sufeream de foame, eu mă îndrăveneam, adică prindeam energie, prindeam forță, prindeam asta. Pentru mine era ceva de neconceput. Mă miram. Le spuneam la copii, la soția mea. Zic, mă simt din ce în ce mai bine. Și fantastic. Am început să umblu, am început să merg. Da. Să știți că am ținut cont și eu de ce spune domnul doctor în emisiunile mele. Ieri, în plină vară, când afară sunt 30 de grade, eu m-am trezit cu temperatură 38. Ieri dimineață. Da. Și am ținut minte ce mi-a spus domnul doctor și ce îmi spunea și organismul. Nu mânca nimic. N-am mâncat nimic și astăzi, uitați-mă la emisiune, da? Plină de vitalitate. Deci e foarte important să știi ce să-i aplici organismului în momentul în care trece printr-o criză. Domnule doctor, ce aud aici este miraculos. Să știți că toate aceste lucruri a avut loc datorită faptul că a fost aplicat un tratament complex și pentru pacient odată. Am făcut proceduri de toxire și de hidroponterapie, de toxire ficatului, după aceea am pus dieta zero, dar nu a fost. Eu a fost numai pe apă cu suplimente. Asta l-a ajutat mult. Și în 2 luni de zile s-a schimbat în total. Oamenii care îl cunoșteau, când au văzut că vin la ei,
Deci că era, nu cred că era un mort. Înțelegeți? Dar a respectat și astăzi eu zic zmeu. De ce zic zmeu? Muncești cât 10. Nu are nicio problemă. Munciți? Da. Adică aveți serviciu acum după ce ați fost declarat aproape mort? Acum sunt în plină construcție. Mai am 2-3 luni și termin casa. Deci nu pot să cred așa ceva. Și lucrez la betoane, lucrez la târnacop, fac betoane cu... Dumneavoastră cu care ați fost pe listă de transplant și vi s-a spus de la fundeni că nu se poate face transplant, că muriți în 3 luni, munciți la lopată. Am săpat și grădina eu, manual, la săpător. Deci chiar sunteți un zmeu. Sunteți un zmeu, ce să mai... Și fac betoane la betoniere. Ați spus că e zmeu, de ce aia? Dar e bravo, ascultă. La început a fost mereu să asculte indicațiile, dar am mai încălcat, am mai făcut o pancreatită. I-am spus, dacă nu ascultă, moare. După aceea am înțeles lucrurile, s-au mai dezintoxicat. Am început spre la energie și respectat și acum e bravo. Și mă bucur pentru el că continuă să bucur și el de viață și cât de familie. Și faceți în continuare tratament? Acum nu mai fac niciun tratament, nimic. De cât timp? De, am de capre. Cât timp nu mai faceți tratament? Nu mai, de 2-3 ani, nu mai iau medicamente, nu mai am nimic. Am capre și mă beau zero. Fac brânză, am capre de producție de lapte, sanin. Da, deci dumneavoastră practic v-ați însănătoșit prin tratamente lăsate de Dumnezeu, de la natură, natura, da? Da. Mulțumesc foarte mult că ați venit în emisiunea de astăzi, că v-am cunoscut, sănătate multă și mai avem mărturiile altor pacienți. Mulțumesc foarte, foarte mult și... să fie o încurajare pentru mulți, că dacă respectă sfatul medicului, să fac bine. Da. Trebuie puternic, trebuie o voință de aur. O voință puternică trebuie și să face bine. Mulțumesc mult! O altă pacientă, cu o altă mărturie, aici lângă noi, doamna Elena. Doamna Elena, bine ați venit aici în emisiune. Bine, bine v-am găsit. Spuneți pe dumneavoastră și pe domn doctor că el este doctorul nostru care ne pune pe picioare. Sunteți de la Galați, da? Din Galați, da. Și de fapt eu am lucrat în Brașov, am plecat, când am ieșit la pensie, am plecat la țară și am avut grijă de mămica, că era cu pareză și... Și între timp, nu, ca la țară, muncești în stânga, în dreapta, m-am îmbolnăvit. În 2014 am venit în coace, au venit copiii și m-au luat. Că deci v-ați îmbolnăvit? Ce manifestări aveați? Ce afecțiune? Mi s-a umflat, în primul rând, piciorul drept. După aia, la stângul, a început și ăsta să se umfle și nu mergeam, dar își căpătam. Nu puteam să mai merg așa bine. Și eram tot timpul obosită, mă sculam dimineața o oră, două, mergeam pe afară, în restul trebuia să mă culc și să stau în pat și eram grea că nu puteam să mai merg, să mai fac treabă. Și spuneați că v-au adus copiii mai mult pe brațe, da, la medicul secrierul. Da, apoi a venit fratele și m-a luat de acolo, venit seara la 6, la 12 noapte am fost aici și a doua zi la 10 m-a adus fata direct aici. Da, și... A vorbit cu o colegă, zice, unul și-o duc pe mama, spuneți-mi un medic bun ca să o ducă, uite, e în ultimul hal. Zice, măi, eu te sfătui, te duci la doctorul ăsta, că eu am fost acolo cu copilul și zice, m-a făcut bine. Și am venit aici și mulțumesc lui Dumnezeu și lui domn doctor că mi-a zis, zice, Elena, dacă tu respecti ce-ți dau eu, o să te fac să mergi pe picioare, o să te măriți după aia. Ai, domn doctor, că am vârsta asta. Câți ani aveți? 74. Mulți înainte, dar chiar nu arătați de 74 de ani. Și da. Am urmat ce mi-a zis domn doctor, aia am făcut, dar mulțumesc lui Dumnezeu că m-a pus pe picioare. Nu mai aveam speranță că zic eu o să mai ajung să fiu bine. Apoi am recomandat la toate colegii care mă întreba. Zic, uite, vă duceți în Brașov, pe strada Cutariu, la numărul Cutariu și acolo găsiți un medic care vă salvează. Și mulți au venit și mi-au spus, zice, ai avut dreptate. Domnule doctor, un alt caz rezolvat. Cum vă simțiți? Știți că mă simt bine și mă bucur, fiindcă, într-adevăr, a venit cu duceau în brațe, da? Și am zis, am făcut tot. Nu puteam nici să mai vorbesc. I-am dat tratamente, am dat tot, n-am mâncat. Am pus-o la dieta zero stare aceasta. S-a sculat picioare și a prășit toată grădina, am făcut tot lucrul. Și acum n-a fost, de câțiva ani de zile n-a fost, fiindcă se simte bine. Și acum am chemat-o să mai facem și procedurile, să mai facem o detoxiere, o deparazitare, o
să mai dăm niște suplimente ca să mă întărim, să merg mai departe să bucure de viață. E frumos, ne bucurăm cu toții și mă bucur și eu mult. Nu știu, nicăieri nu am găsit așa... Și eu nu sunt alergic, sunt alergică la medicamentele din farmacie. Da. Nu pot să iau. Dacă m-a cepit un gândac, deja mă umflu. Da. Și... Domnul doctor a reușit cu tratamente naturiste să mă pună pe picioare și m-a făcut bine. Și pentru asta îi mulțumesc și doresc la toată lumea să vină să se facă bine. Mulțumesc, doamna Elena, că ați venit în emisiunea de astăzi. Păi, vedem și mărturiile. Tot am venit și zice, domn doctor, pot să vin și mâine și asta. Zic, dar de ce o să nu fiu, că nu plec acum. Zic, mai stau vreo câteva zile la copii. Bun, mergem mai departe cu mărturiile unei paciente cu ast bronșic. Iată că și astmul bronșic are soluții și rezolvare tot aici în cabinet. Sănătatea noastră înainte de toate este cartea domnului doctor Ivan Secrieru, este în librării. Lângă noi este o altă pacientă, o altă mărturie în emisiunea de astăzi, doamna Paulina, cu ast bronșic. Da. E greu. Foarte greu, că nu puteam dormi noaptea, puneam 3 perini ca să pot să respir. Mă trezeam la ora 3 și nu puteam respira. Deci mai mult în fund dormeați mai dumneavoastră. Mult în fund. Și a făcut o experiență pe mine și m-am dus la un medic care mi-a dat spray gratuit pentru ca să nu mai îl plătesc și când am crize să anunț. Să-i halez, dar să-i anunț și pe ei câte crize fac. Era chiar pe ultima sută de metri, era, cred că puteam să mor. Așa. Și am fost la 6 medici, nimeni nu mi-a găsit diagnostic. Și când am venit la domnul doctor, la aparatul lui, imediat mi-a depistat că eu am căile respiratorii de la plămâni înfundate. Bun, și deci mi-a dat un tratament eficient, foarte bun, și m-a vindecat. În 6 luni am fost pe picioarele mele. Și puteți respira? Și pot și dat jos kilograme? Medic, fără niciun medicament, fără spray, fără nimic, la ora actuală sunt așa. Avea ce multe kilograme? Aveam 112 kilograme. Ați și ajuns 6 luni am slăbit cam 16 kg. Am dat jos în 6 da. luni. Ce ați făcut, domnule doctor, cu doamna? De ați reușit și astmul bronșic să-l rezolvați? Știți, aici este astmul bronșic, este pifon alergic, da? Și atunci, cum spun medicii genezi, trăiască alergia. Atunci când pacientul ajunge în o stare atât de intoxicat, organismul nu poate cu toxine să mai elimine și atunci explodează și apar toate aceste manifestări. Și atunci, dacă facem o detoxifiere bună, facem deparazitarea, o punem în cură de detoxifiere, dieta zero, organismul singur se autoreglează. Și pacienții cu astmă bronșică, pentru mine este o chestie așa, știți, ai scos. Atât de simplă, nu? Eu vă spun, este atât de simplu, stratează atât de simplu. Dar pacienții primesc atâți hormoni, fiindcă primind mulți hormoni, se termină cu un cancer sau cu altceva boală sau se asfixiază. Înainte când nu se foloseau spray-urile prednizolne hormone, dar nu murea nici un pacient de ast bronșic. Acum mor pacienți, fiindcă în loc, la moment dat, ca hormonul acela să-și facă efectul dilatare, îi spază și atunci pacienții mor. Dar lucrurile sunt atât de simple. De ce noi toți avem nevoie să ne ajungem să ne supraîncărcăm organismul, facem o dată pe an, o deparazitare, o detoxifiere, alimentația, hidratarea, cum așa, și ne bucurăm de viață. Încă un lucru am vrut să accentuez, care duc la multe alergii, așa, și probleme grave de sănătate, de piele și la cancer, sunt detergenți care îi folosim. De aceea noi la pacientul nostru le propunem, cine dorește să schimbe detergenții bio, natural, fac un lucru extraordinar de bun și se rezolvă foarte multe probleme. Și așa, la pacienții noștri, dacă le punem diagnosticul corect, îi facem planul lui individual de tratament cu toate procedurile de detoxifiere, rezultatele sunt vizibile, nici nu pune semn întrebări. La început, pacienții sunt sceptici. Eu zic, eu nu mă îndoiesc de nimic. Fiindcă dacă vă spun că puteți, vă faceți bine, dacă respectați tot, rezultatul acesta va fi. Și atunci zic, prima lună sunt sceptici, după prima lună tratament vezi rezultat și atunci sunt cei mai buni. Adept, vorbesc la toți ce a avut cum. Da. Doamna Paulina, acum faceți tratament? Nu mai iau tratament deloc. Deci, practic, astmul bronșic s-a rezolvat? Da. De unde nu puteați respira deloc. Și erați pe cal de moarte. De moarte, chiar da, cum spuneți noastră. La 57 de ani am fost pe cal de moarte, puteam să fiu. Da.
Eu vă mulțumesc că ați venit în emisiunea de astăzi, le mulțumesc celor medicilor de aici că mi-au povestit despre minunile pe care le fac aici prin acest tip de dietă, dieta zero. Am urmărit un film vis-a-vis de acest subiect pentru că trebuia să mă lămuresc și eu, să mă documentez, să înțeleg cum funcționează acest lucru. Și într-adevăr, în momentul în care organismul este trecut sub supraveghere medicală în dieta zero, începe să se autoregleze. O să fac o emisiune cu domnul doctor despre acest lucru până una alta și în această carte găsiți toate detaliile. Sănătatea noastră înainte de toate. Mulțumesc, domnule doctor. Mulțumesc colegilor dumneavoastră de aici din clinică. Dacă vreți să fiți sănătoși 100%, veniți aici. Sunt Cornelia Crevean. Toate cele bune, sănătate!